La București. Vezi că dacă ai antigel din luar, nu te duci. Nu te duci, asta răspund eu. După ce vreau întreg cu paie pe o comandă, nici pe alea nu le onorăm. De ce nu așa? Avem de ăla, camionul de făcut momentan. Plus că schimb, strici etichete, petruși și toate cele. Folie și asta. Pentru ce? Pentru 7 baxuri? Dă-le dracu de baxuri, că duci ce e restul. O să vină în continuare. O să vină în continuare. Da, din boadă dat. Cred că a zis așa ceva domnul director. Să o întreb ea cu pe Irina. Nu întreb pe nimeni și gata. Tot timpul vorbiți, tot timpul treceți peste mine, tot timpul. Dar de ce trebuie să trec peste tine? Trebuia să știți că și cât e prețul. După ce că e prețul atât cât e, mai scade iar prețul și pierde și mai mult. Cine, mă? Cine? Păi cine? Nu dumneavoastră, firma. Da? Aia care zice că am falimentat-o. Acum păi tu o falimentezi. Da. Nu e maică ta pentru tine, tu. Eu sunt altcineva. Nu e maică ta. Le dăm așa cum sunt. Nu, e adevărat. Este vorbit pentru altceva. Nu, zis, clar nu că nu. Acum îmi spune Irina ce a zis domnul director. O să-i spun că dânle se nu se merită acum. Îi spui lui Irina. Atât, acum îi spun să traducă ce a zis domnul director. Și gata. Ori să nu zic că eu de ce nu ți-am spus. Sau de, eu unde am fost. Că așa mă întreabă domnul director. Dumneavoastră unde erați, doamna Neguț? Eu eram peste domnul, dar a zis să îmi spune să nu trec peste el, nici măcar când onorăm comenzile. Că pierdem, că facem, că dregem, asta e. Dacă dânsul a dat dispoziția așa, cum să treci tu peste dânsul? Cum să-i spune Irina să-ți repet? Că atât nu ziceam eu de tâmpită. Și oricum n-aveți. Faceți acum. Poftim? Oricum nu puteți să-l faceți în 10 minute.